Da, din păcate am suferit o înfrângere, pot să spun, dureroasă, pentru că veneam după jocuri foarte bune. Cred că în mare parte și oboseala și-a spus cuvântul, pentru că știi foarte bine, am făcut un efort mare împotriva viitorului și a trebuit să jucăm în 10 oameni. Astăzi și căldura, pe care o să spun că puțin am simțit și băieții, au zis și la pauză după meci, sunt epuizați, trebuie să înțelegem și trebuie să dăm încredere mai departe și trebuie să ne pregătim mai departe și trebuie să jucăm, pentru că cu lotul acesta am făcut rezultate bune sau meciuri bune și tot ei trebuie să scadă până la capăt. În ce măsură credeți că influențează această căldură meciul, având în vedere că meciul următor de la Iași se va disputa de la ora 13? Da, din păcate nu este normal. Putem să facem și 3-4 întreruperi, dar simt jucătorii epuizați fizic, fără aer, fără putere. Vin la margine și spun să dăm cât mai multe, să aruncăm cu apă, pentru că spun că nu mai simt picioarele de atâtea din cauza efortului. Mai ales acum nici nu știu ce să zic. Meciul de la Iași, de la ora 1. Stau și mă gândesc, cred că în viața mea, cred că eu n-am jucat niciodată la ora 1, mai ales în iulie. Că poate poți să joci în zilele de toamnă sau de iarnă, dar ora asta, nu știu, trebuie să dea de gândit și la oamenii care programează meciurile astea, pentru că, până la urmă, sănătatea jucătorilor e mult mai important decât un meci de campionat. Ce credeți, vor fi mai multe schimbări față de echipa de start de la meciul acesta? Păi nu știm, să vedem și mâine, poi mâine, decizia stafului medical, să vedem pe cine putem să ne bazăm, pentru că mai mereu jucăm cu același jucător, din păcate. Nu avem un lot atât de valoros să permitem să schimbăm 4-5 jucători din primii 11. Dar sper că până la urmă vine șansa la fiecare și care o să intre trebuie să demonstreze că poate a greșit staful și n-a dat mai multe șanse și să fructifice și să se dea încredere mai departe și să rămână în primii 11.